Polițiștii biroului de ordine publică din cadrul Poliției Municipale au reținut pentru 24 de ore pe bază de ordonanță de reținere un tânăr în vârstă de 28 de ani din Zalău, învinuit pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie. Oamenii legii au fost sesizați ieri în jurul orei 22 prin apelul de urgență 112 de Ioana L. de 24 de ani din Zalău, angajată la un local de alimentație publică din municipiu, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în timpul serviciului în incinta localului, a pătruns o persoană necunoscută care, sub amenințarea cu un ciop de sticlă, a depozedat-o de suma de 3.500 de lei și un telefon mobil. În urma investigațiilor efectuate de polițiști, autorul a fost identificat imediat după comiterea faptei în persoana lui Adrian P., de 28 de ani din municipiu, iar prejudiciul a fost recuperat și restituit persoanei vătămate. Față de aceasta a fost luată măsura reținerii pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă Sălaj. Azi va fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Zalău cu propunerea de arestare preventivă pentru 29 de zile.